divergență din punct de vedere politic, sau cum să spun eu, o neconcordanță în ce, în activitățile sau în strategiile politice care dânsul vrea să le pună în practică la nivelul municipalității și grupul de consilier PNL chiar în ansamblu al organizației. Deci, domnul primar a fost convocat și a fost rugat să participe la această ședință, să-și spună punctul de vedere. Este problema dânsului, dacă dorește să vină sau nu, nu-l putem forța. Domnul primar nu este prezent aici. Din punctul meu de vedere și reprezentant al BPJ-ului, este greșeala domniei sale. Deci, problema nu mai poate, nu îi aparține numai domnului primar. Problema va aparține dumneavoastră. Dacă astăzi sunt alegeri, și dânsul candidează la funcția de președinte și nu este prezent în sală, este ca o gravă lipsă de respect la adresa dumneavoastră. Asta este cea concluzia pe care eu cred că trebuie să o trageți dumneavoastră și să procedați în consecință prin prisma vă. Pensionar și desfășoară activitate care îi atrage atât de mult încât de dimineață de când se trezesc, se îndreaptă spre acel centru de persoane vârstnice și va fi un obiectiv pe care mi-l propun să-l realizez. Sunt acuzat să revitalizez sportul față de acesta. În lipsa dânsului, o să vă rog să-mi permiteți mie să vă da în urma celor două congrese respectiv. În urma procesului de fuziune al celor două formațiuni politice, respectiv noua organizație municipală a Partidului Național Liberal, GELA, cele ce urmează. La data de 24.07.2014 are loc constituirea alianței cu loc prima acțiune la toate nivelurile administrative, fuziunilor membrilor PNL, iar la finalul care a pus care conținea o serie de măsuri și sarcini de îndeplinit pentru cele două părți. Ne-a realizării măsurilor din foaia de parte. Urmând calendarul hotărât de la Brașov la Liga Aleșilor Locale, privind organizarea alegerilor locale din 2006, organizația GELA a întreprins următoarele. Reînființarea organizațiilor de secții de votare, s-au înregistrat candidaturile la primărie, Consiliul Local, validarea acestor... Dar este foarte important că am început acest drum pentru a stabili candidatul și atâta vreme când facem parte dintr-o organizație politică, noi discutăm și de candidați politici. Că le place, că nu le place, sau celor cărora nu le place să aibă sigla PNL-ului sau să aibă numai la bine, atunci îi rugăm să stea acasă. Din totalul de 210 membri prezenți și-au exprimat votul un număr de 210 membri, în urma numărării votului, rezultatul este următorul. Bărbos Vlad, 194 de voturi, Sabe Mariu, 12 voturi, votul nume, 4 voturi. Vreau să vă mulțumesc din suflet. Cu siguranță acest vot va fi pentru mine foarte, foarte important. O să le mulțumesc și celor care nu m-au votat și le promit că până în mai, când vor fi alegerile, o să-i convinc să fac acest lucru. La fel, în întâlnirile ulterioare, și vă spuneam, o să lansez programe săptămânal pe care în viitor, ca și candidat și ulterior ca și primar, o să le susțin.